Programul Rabla va continua și în 2015. Anunțul a fost făcut de către ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Potrivit acesteia, programul a devenit foarte popular anul trecut, fiind decontat 17.030 de tichete pentru persoane fizice și 3.361 pentru persoane juridice, iar pentru prima dată numărul tichetelor alocate persoanelor juridice a fost suplimentat. Prin programul Rabla în 2014 au fost aduse la casat peste 20.000 de mașini vechi.